Salut, eu sunt Artur și bine ați venit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi am să fac challenge-ul doar cu arme mitice. Yeah, ia 5000 încercare și și am dat în prima încercare am dat direct win cu 16 kg. Dar ghiciți ce? Am uitat să filmez. Da, da. Așa sunt eu. Trebuie să vă obișnuiți. Așa sunt eu. Prost. Da. În a doua și gen tot așa. Un dat am dat de un player cu pingul trooper. Dacă nu mă credeți, să-mi scriu în comentarii cum se leagă un episod cu altul sau cum să pun un episod în altul sau caut eu pe internet. Că nu prea știu, mai ales că în aplicațiile astea directe nu prea mere și nu prea știu la chef să plătesc pentru aplicații, doar pentru atâta. Să arăt un pingul, că toți știți cum arată. Ne ziceți-mi voi dacă știți în aplicații gratuite, că chiar nu vreau să plătesc. Dar nu să nu-mi ziceți că, bă, n-ai bani să bagi în joc, că nu am. Numai că, nu știu, nu prea-și băga încă bani într-o aplicație. Dacă știți voi cum să fac într-o aplicație free, vă rog ziceți-mi în comentarii. Într-o aplicație free aș putea destii cum să leg astea, ar fi foarte zic, aș putea să leg cum a omorât un pingul trooper cu Black Shield. Și tot așa am murit, fiindcă efectiv nu mai suport challenge-ul ăsta, m-a omorât tot scenariul, deci meciul ăsta, Dumnezeu să fie cu mine, să câștig meciul și numai bine. Dar am voi cu orice armă până când fac rost de armele de la boss. Că nu e greu challenge-ul în sine, dar e greu până faci rost de toate și toate aia. Mai ales că ăștia au scaruri, au rocheturi, au de toate. Armele mitice SOP, nu zic nu, numai dacă n-ai și tu un scar, un ceva, e mai greu, mai ales la endgame. Adică știi și eu cât de nesimțit e Fortnite-ul. Dar eu nu mai înțeleg nimic. Unii youtuber zic că e pace între Epic și Fortnite, unii zic că Ubisoft, că Netflix, că Spotify, că toate s-au pus în partea Fortnite-ului și că ăștia vor înapoi Fortnite, Apple vor ia înapoi Fortnite-ul. Unii zic că Apple nu mai vrea să vadă Fortnite în viața lui, în viața lor și tot așa, gen, așa de multe chestii, nici nu mai știu în ce să cred. Dacă știți, o scrieți-mi în comentarii. Eu nici nu mai știu în ce să cred. Sincer. Unii zic că la Apple s-a aliat Spotify, Netflix și toate alea și că unii zic că Unreal Engine e de partea Epic Games-ului și unii zic că Unreal Engine, ba nu, Unreal Engine e în partea Fortnite-ului, fiindcă pe Fortnite e Unreal Engine. Nu mai înțeleg nimic. Vă rog, explicați-mă în comentarii că eu efectiv nimic nu mai înțeleg. Toată lumea spune părerea lui așa, fără să știe nimica. Ziceți-mi ce știți voi, ce știți, nu ce credeți, ce știți. Că eu știam multe, înainte să fie toți copiii ăștia pe internet care zic părerea. Op! Ce tare! Asta deja e safe, să mă răbarbaleții. Ei, barbalatul! O secundă, că eu mor. Mai, dar Artur, că ai altă armă în inventar, gata, nu mai am.
Încă se plânge că, oh, ce m-a lovit, oh. Așa face. Scara, le aș lua pe toate de aici, sincer. Las bananele pentru Crash Pads, uneori te poate ajuta chiar foarte mult. Hai, bă, că simt vinul ăsta. Hai, bă, că îl simt de data asta. De data asta o și simt. Datele trecute nici măcar nu l-am simțit, bă, băiatul. De data asta, efectiv, îl simt. Dacă nu e ultima încercare, adică postez videoclipul pe cel loc, am de, cred că de vreo 50 de ore am încercat să filmez și nu exagerez. Gen, după meciul ăsta, nu știu, am să-l postez pe cel loc ajung, 41, na, nu mai sunt foarte mult în viață, am să-l postez pe cel loc am să ajung. Bă, bă, am uitat! O să-mi iau copyright, prostie de elicopter. Vă rog, please. Fortnite or Drake or please, don't copyright me, man. Okay, I'm friendly. Don't copyright me. Yes, Drake or please don't copyright me. I'm friendly, man. I'm so friendly. And I love your song. Please don't copyright me, okay? O să-mi iau copyright. Chiar sper să nu-mi iau copii. Dar ce face că automat se deschide radio-ul ăsta? Că se mă enervează rău. Ce-l face orice om când ajunge în Authority după un drum așa de lung, se uită în safe. Serios, e cineva cine nu face asta. Cine ar lăsa un drum n-am pus aici? Uite-l aici. Te știu! Hai mă cu vinul ăla torpilă. Se bag dan să fiu toxic. Bă, nu mă lasă să bag dansuri. Bă! Nu mă lasă să bag dansuri. Cui pasă. Acum mă lasă de-abia. Să fiu puțin toxic. Stai mă ca lumea. Asta aude? Îmi dau de ăsta pentru 5 HP, nu, serios. Serios, mai bine decât să risc. Că de câte ori fac challenge-ul ăsta deja nebunesc aici. Nu prea risc mult, dar... Adică pe... Stai secundă, o secundă. Ok. Scuzeți, mă vorbeam cu maica mea. What? Cum să te așa elicopterul? Hai mă, credeam că e lamă, de era lamă, era în bombă. Hai mă, că e win ăsta. Ce mai zic aici? Deci dacă nici la ăsta n-am filmat, eu mă sinucis. Deci dacă nici la ăsta n-am filmat,
Nu, cam fac mare bază aici. Sau să merg pe flyer, să risc. Acolo flyer. Aici mi arată senzorul. Direct Google Maps, ce vorbești? Bă, ce m-am panicat de la asta. GG's pentru el, bă, mi-e milă de el. Mi-e efectiv milă de el. Nu vreau să-ți jignez niciun default, dar eu când văd un default mi se face milă de el. Ce prost mă simt că i-am dat kill. Trebuia să-l las. Trebuia să plec de acolo. De ce să nu iau loot de pe jos? Dacă tot ăștia n-au nevoie de el. Hai mă, serios. Ah, bă, dar la final m-au lăsat doar cu boți. Epic Games, mă jignești. Ce asta epic? Hm? Că poate țin cu Apple. A, apropo, mi-am cumpărat skin-ul de cristal din greșeală. A, cu ce-a dat ăsta? Asta cam știe ce face, cred. Da, știe! Cred. Dacă mă va da jos, e cel mai toxic player. Nu te cred, bro, că nu m-a dat jos. Oh, smart. Da, am înțeles. Zbot. Zbot ce zbot, dar... Mă panichează cam boții ăștia, mă cam panichează. Ce prost sunt, am lăsat tip două din ursele. Să nu uit că aici am mini, să nu uit. Trebuie să merg înapoi după mini. Uite aici am mini urs. O, ce mă enervează boții vieții! Acolo am văzut un player. Poate mi s-a părut doar... Boților! Dar lăsați-mă odată în pace, mi-a fost destul de voi! Dar voi nu auziți, dar voi nu auziți că n-am timp de voi! Cer ce să fac un challenge, lăsați-mă odată! Doamne, deci cea mai mare păcăciune a Fortnite-ului s-a adaugă boție, s-a adaugă boție asta. A fost. Și am un vine ăsta. Și am un vine ăsta, nu te cred. Am un după un an de... Am un vine ăsta. Vedeți, mă. După ce m-am bătut cu toți boții vine ăsta. Că n-are tupeu să vină înainte. Ce, eu să am tupeu? Cum? Fortnite-ul nici nu-mi dă ceva... Bun. Nu de altceva că bandajele sunt bune dacă e sub 75 HP.
Nu știu dacă a fost stricat pentru o secundă. Câte lanspeduri am? Încă 3. Hai mă că ăștia sunt noob. Noob, da, noob, noob, așa e Arthur, noob. De publicitară unde ați văzut cum era să mor de 3 ori. I look so fire. Mamă, cum plutesc astea. Arată so fire. Arată so fire cum am să încerc să dau vinul ăsta. Bine zis, să încerc. Dă-mi, te rog, un big. Un big Stein. Deci dacă îmi dau ăsta un big, voi fi așa de fericit. Dar te rog un pic și dă-mi te rog un pic și te rog de 3 ori să-mi dai un pic și what a... Dramga nu are range destul de mare ca să spargă chestia asta. Nu știam că Dramga nu are regi chiar așa. Da, aparent mi-a dat un medkit. Eu vroiam big, dar n-a fost să fie. Asta e mare transpirat. Mai bine, nu dau cu el. Dau de el cu mine oricum. Sayona, ești moartă. Bă! GG Smen pentru Arthur. Situație de 1v1v1. GG's pentru Arthur. No. 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 No.